Într-o postare dinaintea meciului din Challenge Cup cu Levski Sofia, administratorii paginii oficiale de Facebook a clubului au lăudat ultimele transferuri ale contracandidatelor la titlul național CSM București și Alba Blaj. Sub titlul Adversarele bifează transferuri de senzație, târgoviștenilor le sunt prezentate jucătoarele care au semnat de curând cu campioana și vicecampioana României. Inițiativa reprezintă o adevărată premieră și nu una pozitivă pentru un club care cheltuie 2 milioane de euro pe an și plătește jurnaliști pentru a face imagine președintelui Ciprian Prisăcaru. Suporterii au reacționat imediat la postare și noi ce bifăm, a întrebat unul dintre și așa puțini fani ai echipei de volei. Președintele clubului înregistrează și un alt record nedorit, întârzieri istorice la salarii, clubul achitând sportivelor de la basket și volei un singur salariu de la 1 septembrie până în prezent. Pe surse, MDITV a aflat că jucătoarele s-au plâns direct primarului Târgoviștei pe acest subiect și că explicația pentru neonorarea contractelor este incapacitatea compartimentului contabil de a redacta documentația necesară viramentelor.